acel moment aplicațiunea metodii din Zuișul. Nu. Mă rog, domnule, tu ăla de acolo, spune întrebarea. Ce aș de ființă și ce aș de lucru? Nu cred, doamne, pentru că nu mișcă și ființă pentru că mișcă. Nu, dar oameni spun, mă, prostule, după ființă. Locul, domnule, loc, că-s mișcă. Auzi. Da, da, dar și nu tot ce nu mișcă. Bravo, prostul, mare, stai jos. Tu, mă, ăla la mine de el. Spune întrebarea, câte picioare e bol? Patru, domnule. Și ce e bol cu patru picioare? Lucru în ființă, ha. Ființă, domnule. Dar masa e ființă? Nu. Lucru, domnule. Nu, că-s mai așa patru. Da, dar nu se mișcă. Ei, pe dracu, să se miște. Poate doar cu șpiri închis. Stai jos. Mă rog, cum îl cheamă pe acest elev? Anibal Ionescu. Răspunde bine. De asta e cum știi dintre cei bunișori. Nu, pe geografia acum. Tu, ăla de care. Spune doar toate statele Europei. Franța, domne. Franția, bine. Anglia, domne. Iaște. Germania, domne. Germania. România, Elveția, Sângeră, Belgia, Italia. Domne. Și apă mai care, mă. Atâtea, domne. Dar Spania? Spania. Dar Spania, unde e Spania? Spania e lângă Portocalia, mă, și Vița Vercea. Liniște. Și apoi mai care, mă? Vița Vercea, domne. Nu Vița Vercea, mă. Danimarca, mă. Dania, mă. Dania, tatăl tău. Stai jos. Ei, oricum aș știu destul de bine. Ei, pe dracu știu. Ioanescule, câte le vedem în lume, cine le-a făcut pe toate? Natura, domne. Ei, pe dracu, și pe natura aia, cine au făcut-o? Dumnezeu, domne. Vezi bine că Dumnezeu, că da, nu dacă tot și nimic. Apoi noi românii acum, cum să-i doar să știm? Păi de unde ne tragem noi? De unde? Spune! De la Traian, domne. Și cine era Traian? El era un om bun. Bun, drăguțul Ghe. Și cu cine s-a luptat el? Cu turcii. Nu cu turcii, mă, de unde erau turcii în vremea aceea? Mai târziu doar să descoperi și turcii. Cu daci, mă! Cu draci! Cu draci, zic eu! Dar mai apoi, Ștefan cel Mare și Mihai Bravo, cine au fost? Ei erau oameni buni. Buni, mă, și s-au luptat? Cu draci! Cu draci, zic eu, lui Dumnezeu! Stai jos! Are și mult talent. E, pe dracu, talent. Nu, la muzica asta. Spune-mi, Popăscule, ce e muzica? Muzica este care cântă tot. Bun, liniște, liniște! Nu așa lasă, nu cuvântea care te ajut. Vorbește ca școlerii. Dă-ne tu numai din gât definiția clară și adecvată. Muzica este... Ce? Este când... Muzica este aceea care ne cuile urechile într-un mod plăcut. Ia seama doar să nu ți le duc într-un mod plăcut. Domnule profesoare, sunt foarte mulțumit. Metoda dumitale este admirabilă. Nu să asta e metoda lui Peștaloțu. Și zelul dumitale, vrednic de lauză. Iar voi, copii, lucrați a profita cât mai mult de știința bunului vostru profesoare și nu uitați că de la voi așteaptă multe partea noastră, România. Că de ce le tot spun boilor? Apoi dacă poștile au destul la aplicațiune? Yeah! 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 Ye